Ultrajul împotriva personalului Silvic ar putea fi sancționat cu pedepse mult mai mari dacă proiectul de lege depus de ministrul Tacoș Barna în Parlament va fi aprobat. Am luat decizia de a depune proiectul de lege împreună cu reprezentanții Federației Sindicatelor din Silvicultură, în cadrul întâlnirii din 21 aprilie, această modificare legislativă va conduce alături de dotarea corespunzătoare a personalului de teren la descurajarea actelor de agresiune asupra silvicultorilor. Aproape fără excepție, toate actele de ultraj au loc în situații în care personalul silvic intervine în numele statului pentru prevenirea infracțiunilor la regimul silvic. Este datoria noastră să ne asigurăm că acești oameni, aflați în linia întâi în lupta cu hoții de lemne, se bucură de statutul și protecția cuvenite, a declarat ministrul Barnata Coș, potrivit Ministerului Mediului. Mesajul ministerului mai informează asupra faptului că șase pădurari au fost omorâți și peste 700 de silvicultori au fost atacați în timpul programului de lucru. În ultimii ani, apărând pădurea, șase pădurari au fost omorâți de hoții de lemne, iar peste 70 de silvicultori au fost atacați de infractori, suferind agresiuni și vătămări corporale grave, amenințări cu moartea, precum și distrugerea unor bunuri. Potrivit Ministerului Mediului, pedepsele propuse pentru astfel de infracțiuni se vor mări cu jumătate din valoarea lor actuală. Odată adoptată modificarea legislativă în cazul săvârșirii faptelor reglementate în aliniatul 1.3 din articolul 257 Cod Penal asupra personalului silvic aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuții, pedepsele prevăzute de lege vor fi majorate cu jumătate.